Începem cu informația momentului. Dumitru Buzatu a ajuns din nou în fața procurorilor Direcției Naționale Anticorupție. Baronul PSD a fost de data aceasta dus acolo pentru un denunț într-un nou dosar de corupție în care are calitatea de martor denunțător. Vă reamintesc, Buzatu este în arest preventiv din luna septembrie și este acuzat de Direcția Națională Anticorupție că a luat mită 1,25 de milioane de lei. Despre ce e vorba, despre ce denunț discutăm, așadar aflăm de la colega mea Delia Bulgaru, este alături de mine cu ultimele informații. Te ascultăm, Delia, bună ziua! Bună ziua, Lorena, bun găsit tuturor! A fost scos Dumitru Buzatu din penitenciar și transportat din Vaslui la Iași, la Direcția Națională Anticorupție, și a dat declarații în acest dosar în care are calitate de martor denunțător. Este un dosar care cercetează infracțiunea de obținere pe nedrept de fonduri europene, deci o infracțiune împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, săvârșită, citez, exclusiv de către o entitate privată, deci nu de instituții ale statului, în speță Consiliul Județean, acolo unde a fost șef timp de o perioadă îndelungată Dumitru Buzatu. Între timp, el așteaptă în perioada următoare decizia magistraților de la Tribunalul Vaslui, care urmează să-l condamne în dosarul în care a avut loc acel flagrant, în care Dumitru Buzatu a fost prins cu 1.250.000 de lei în portbagaj. Sigur, așteptăm să vedem cum va evolua acest dosar penal în urma denunțului făcut de baronul PSD, dar și ce pedeapsă va primi în urma condamnării.